Autoritățile sanitare au declarat focar de coronavirus și la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin. La secția de chirurgie a spitalului au fost confirmați 7 pacienți și un cadru medical, iar la cea de diabet, zahara și boli metabolice au fost identificate cu SARS-CoV-2 4 cadre medicale. La secția ATI sunt în acest moment 13 persoane internate. Reprezentanții DSP sunt acum în plină anchetă epidemiologică pentru a stabili cu cine au intrat în contact cei confirmați cu noul coronavirus. În urma testelor efectuate periodic de conducerea Spitalului Județean din Drobeta Turnu Severin, în rândul cadrelor medicale din secțiile de chirurgie și diabet zaharat, au fost confirmați 7 pacienți și 5 cadre medicale cu noul coronavirus. La secția ATI sunt în acest moment 13 persoane internate. La Spitalul Județean de Urgențe au fost declarat 2 focare în data de 11 octombrie la secția de chirurgie, unde au fost confirmate COVID-19 7 pacienți și un cadru medical, și la secția diabet, zaharat, nutriție și boli metabolice, unde au fost confirmate COVID-19 4 cadre medicale. În urma anchetei epidemiologice efectuate la nivelul spitalului, vor fi stabiliți de către reprezentanții DSP Mehedinți toți contactii direcției cadrelor medicale, dar și cei ai pacienților. Sunt 52 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 77 persoane sunt internate, pe care 13 persoane sunt internate la secția ATI, 107 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În începutul epidemiei au fost confirmate COVID-19 1617 persoane, din care în ultimele 24 de ore au fost confirmate 24 de cazuri de îmbolnăvire și, de asemenea, de la începutul epidemiei au decedat 80 de persoane. Datele menționate sunt în dinamică și se pot schimba de la o oră la alta. Pacienții care se adresează acum spitalului sunt internați în alte zone ale unității sanitare pentru a nu veni în contact cu bolnavi și cadrele medicale cu potențial risc de infectare.